Pentru iubitorii de ananas, vă recomand o cremă aromată și pufoasă, ideală pentru a umple torturi și prăjituri. Este fiartă pe abur și nu necesită prea mult efort. Inițial avem nevoie de o cutie de compot de ananas. Cantitatea este de 565 de grame. Am blenduit totul foarte bine și am obținut un piure fin. Pe baie de aburi am pus piureul de ananas, 50 de grame de zahăr, am amestecat totul foarte bine. Am mai adăugat și 3 ouă pe care le-am bătut un pic înainte cu furculița. Am încorporat totul foarte bine. După care am mai adăugat sucul de la o lămâie, 45 de grame de amidon de porumb și am amestecat în continuu timp de 10-15 minute la foc mediu până când am obținut această consistență. În final am adăugat 90 de grame de unt, l-am încorporat foarte bine și am luat crema de pe foc. Apoi am trecut-o prin sită pentru a deveni cât mai fină. Uitați ce bine arată! Am acoperit-o cu folie transparentă și am pus-o la răcit la frigider timp de 3 ore, până când s-a răcit complet. Iar la urmă am pus-o într-un bol de mixer, am mai adăugat 200 ml frișcă lichidă dulce, am mixat-o un minut la viteză maximă și am obținut o cremă absolut delicioasă. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă recomand cu mare drag această rețetă. Și vă aștept și data viitoare la o nouă inspirație. O zi minunată!